Bine v-am regăsit, dragii mei! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Și vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit la acest canal și mă bucur foarte mult că mă iubiți și mă stimați și vă mulțumesc și pentru mesajele frumoase. Și până deschid eu ceașca, vreau să vă zic ceva, dragii mei. Data trecută, când v-am trimis energie, de ce v-am spus ce o să aveți când veți avea energia mea, pentru că într-adevăr sunteți foarte îmbibați cu răutăți, cu negativitate. Să știți că toate aceste simptome sunt bune, dragii mei, pentru că energia mea se luptă cu relele voastre, de aia căscați, căscatul, lacrimile, asta vă alungă deasupra corpului vostru și de ochiul și vrăjile, cei care vometați, să știți că vometați vrăjile pe care le-ați mâncat fără ca să știți, dragii mei. Pentru că tot ce aveți deasupra voastră, căscat, lacrimi, vometări, amețeli, dureri de cap, etc., etc., așa mai departe, să știți că aceste toate sunt pentru că energia mea se luptă cu greutățile voastre, dragii mei. Energia mea alungă din corpul vostru toate negativitățile, toate răutățile de deasupra voastră. Să știți asta. Și după cum am văzut, mulți din voi m-ați scris aceste simptome, ați avut. Doar 3 persoane m-au scris că nu au simțit nimica. Aceștia care nu au simțit nimica, să știți că nu au greutăți deasupra lor. În restul tot aveți, dragii mei, greutăți. Eu degeaba nu vă spun că sunteți imbibați, aveți negativități, aveți blocaje, aveți vrăji, aveți multe, multe răutăți deasupra voastră. Într-adevăr, aveți o lume foarte rea acolo, dragii mei. Dar să știți, eu am să continui să vă dau energia mea și o să vă folosiți, am să vă dau, asta continui până nu o să simțiți nimic, dragii mei, să dea Domnul cu ajutorul lui Dumnezeu să scăpați de toate răutățile, de toate greutățile, să dea Dumnezeu. Pentru eu, cum am zis, eu vreau într-adevăr să vă ajut. Pentru că sunteți un popor necăjit, așa cum v-am zis, asta am văzut și văd toată vremea, dragii mei, să dea Domnul să fie totul bine. Și vom deschide iarăși în ceașcă și vom vedea ce ne va spune ceașca noastră pe viitor, să începe, începând de astăzi până pe 3 noiembrie, așa să zic, să vedem ce se va întâmpla în ceașca noastră, dragii mei. Asta este ceașca voastră, scumpii mei. Oh, dragii mei, vedeți aici? Un fetus. Asta ce înseamnă, nu știu dacă știți de fetus, dar asta înseamnă că cineva este însărcinată, dar să știți că, uitați-vă, că aici este și o femeie care stă în preajma, în preajma acestei femei, îi ajută. Acest bebeluș copil în burta mamei, dacă nu mă greșesc, 7-8 luni are acest bebeluș, să știți. Și va avea o sarcină foarte ușoară, va avea o sarcină și va naște un copil sănătos. Care sunteți însărcinate, să știți, uitați-vă ce bine a ieșit acest fetus, dragii mei, să știți că veți naște un copil sănătos, așa să zic. Oh, vai, 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 vedeți? Vedeți piatra dușmanilor voștri? Deja a început să plouă cu pietre în capul dușmanilor voștri, să știți, dragii mei. Deja dușmanul, unii dușmani au început să vadă greutățile. Unii dușmani au început să au probleme, să aibă probleme cu banii. Au certuri în casa lor, au neînțelegeri. Să știți că la mulți dușmani ați întors totul înapoi, că deja au început neînțelegerile în casele lor. Uitați-vă, 2 pietre și așa de parcă. În casa lor, să știți că deja au început să se certe, să aibă probleme cu banii, să nu aibă parte de bine, să știți că au început să plouă, să ploaie cu pietre în capul dușmanilor voștri, să știți, dragii mei, pentru că asta am văzut și să dea Domnul să fie, să se întoarcă totul înapoi dușmanilor voștri, să nu vă fie milă.
că dușmanilor voștri nu le-a fost milă de voi când v-a făcut toate greutățile și toate răutățile, acum să nu vă fie milă, să treacă și ei prin tot ce ați trecut voi, să vadă ce înseamnă aceste lacrimi, să vadă ce înseamnă aceasta greutate, să vadă ce înseamnă asta neînțelegere în casă, să vadă și ei să treacă prin sângele lor acele răutăți și acele greutăți, să simtă ceea ce ați simțit voi, dragii mei, să știți. Dragii mei, vreau să vă spun că deja treceți podul vieții voastre și peste podul vieții voastre iarăși a ieșit numele lui Dumnezeu, dragii mei. Uitați-vă! Acesta este podul și acesta este, în limba arabă, se scrie Dumnezeu, dragii mei, să știți. Treceți podul vieții voastre și în capătul podului vă așteaptă Dumnezeu. Să știți că sunteți ocrotiți de îngerii lui Dumnezeu, chiar și de Dumnezeu sunteți ocrotiți, dragii mei, să știți. Într-adevăr, deja ieșiți, după ce treceți acest pod, ieșiți în calea lui Dumnezeu și să știți, toate rugăciunile o să fie împlinite, toate rugăciunile o să fie, cum să zic, o să se îndeplinească toate dorințele voastre pe care le doriți, dragii mei, să știți asta. Va fi bine, să stați liniștiți că toate greutățile o să plece de la voi și o să vie doar binele în casa voastră, în sufletele voastre. Asta eu cred, să știți, că dacă nu credeam, nu spuneam aceste cuvinte, eu sunt convinsă și deja văd, uitați-vă iarăși la acel pod și la acel nume de, uitați-vă, o femeie și un bărbat s-au așezat și deja iau, cum să zic, se bucură de viață, dragii mei, vedeți? Aici un bărbat și o femeie așezat s-au întins picioarele așa așezând și deja își scoate, este bucuros de viață, deja se bucură de viață. Uitați-vă ce bine a ieșit. Podul, persoane, puteți să fiți și voi, puteți să fie și familia voastră, dar asta voi sunteți. Uitați-vă ce bine ați întins picioarele și aici numele lui Dumnezeu. Să știți că deja vă bucurați de viață, dragii mei. A rămas foarte puțin timp să vă bucurați de viața voastră. Și niciodată să nu ziceți că nu voi reuși nimica. O să reușiți, stați liniștiți, pentru că eu deja am văzut că v-ați întins picioarele și vi s-au împlinit toate dorințele, toate rugăciunile și deja ați început, veți începe să vă bucurați de viața voastră. În viața voastră o să fie doar bine, în calea voastră o să fie doar lumină, stați liniștiți, dragii mei, o să trăiți și o să vedeți, să știți asta. Așa, scumpii mei, aici mai văd lacrimi, dar aceste lacrimi, să știți că nu sunt în casa voastră, dar în afara casei voastre. Ultimul timp, cred că poate să fie la locul de muncă sau poate să fie și altcineva, dar aici mai văd, aceste lacrimi sunt din cauza unui bărbat. Cred că un bărbat toată vremea vă trivojește toată vremea, nu vă dă pace, de aia plângeți din cauza acestui bărbat. Și vreau să vă zic la acest bărbat care vă face să plângă, să plângeți, cât mai repede îndepărtați-vă de acest bărbat, că nu merită să fiți lângă el, așa să zic, să știți, dragii mei. Dragii mei, aici văd o rachetă. Să știți că această rachetă o să aveți brusc în viața voastră o schimbare. Și o să fie o schimbare foarte frumoasă, pentru că, cum să vă arăt ca să vedeți și voi acea rachetă? Vedeți? Aici este o rachetă, dar este încă în fundul ceștei și să știți că veți avea brusc o schimbare în viața voastră, dragii mei, și o să fie o schimbare de bine, să știți, dragii mei. O să fie o schimbare că nici voi nu vă așteptați la așa ceva, dar brusc o să se schimbe viața voastră, să știți. Pentru că sunt convinsă de așa ceva, dragii mei. Dragii mei, aici văd, și data trecută a ieșit, dar de data asta văd un copil care a avut probleme cu ochii, dar deja a început să se vindece acest copil. Într-adevăr, în trecut a avut greutăți de vedere la ochi, dar acest copil deja a început să vadă bine.
a reușit printr-o vindecare, a trecut data trecută, voi ați ieșit, dar de data asta a ieșit un copil care are, a avut probleme cu ochii și deja se vindecă, merge spre bine, să știți că deja a început să se vindece ochii acestui copil, să știți, dragii mei. Să știți că aveți lumină mare în ceașcă. În trecut, toate greutățile le dați la o parte și, într-adevăr, uitați-vă, greutățile la jos și deasupra ceea știți, să știți că este viitorul, este plin de lumină și, cum am zis, dușmanul a început să-i plouă cu pietre în cap. Să-i lasă-ți să ploaie cu pietrele cele ca să vadă și el și ei ce înseamnă aceste greutăți. Gândiți-vă la o dorință și pe urmă am să vă dau energia mea. Veți pune iarăși mâna în palma mea și o să, deja mă mănâncă palma, că de două zile mi s-a umplut energia, să știți. Dorința voastră se împlinește, dragii mei, se împlinește foarte, foarte repede. Uitați-vă cât de repede curge, curge, curge și se duce. Dorința voastră se împlinește, dragii mei. Așa. Vedeți ce lună frumoasă aveți în casa voastră. În casa voastră, să nu ziceți că nu v-am spus, vă vine lumina cea care ați așteptat-o, dragii mei. În casa voastră intră acele raze de soare. Să știți că va merge bine, uitați-vă, dați la o parte toate greutățile și vă rămâne lumina în casă. Vedeți ce lună frumoasă, dragii mei, și albă. Va fi totul bine, dragii mei, să știți. Cu ajutorul lui Dumnezeu va fi totul bine, scumpii mei, să știți. Așa, sunteți gata pentru a vă da energia? Așa, puneți palma în palma mea. Și energia mea se ducă în corpul acestor persoane. Din corpul acestor persoane să iasă tot diochiul, vrăjile, răutățile, greutățile, să rămâie corpul lor luminat și curat, ca apa limpede, să le fie de bine energia mea și toată vremea să... Când vor avea nevoie de energia mea, să ia din această mână această energie și să se curițe de toate greutățile și răutățile de deasupra corpului lor. Așa țin ca să vă luați și voi. Așa, dragii mei. Așa. Să știți că am să vă ajut toată vremea în continuare, dragii mei, ca, cu energia mea ca să plece din corpul vostru toate răutățile și greutățile, să știți. Și vreau să vă zic o zi cât mai bună, dragii mei. Eu vă iubesc și vă stimez. Și cum am zis, am să continui să vă dau energia mea pentru că, într-adevăr, aveți nevoie de ea, dragii mei. Cât de puțin energia mea o să vă țină pe picioare. Cât de puțin, și mai zic, vreau să vă mai zic ceva, cei care aveți dureri, mai știu, de spate, de picioare, de cap, nu știu de ce, ce dureri aveți în corp, țineți mâna mea deasupra locului unde vă doare și cu timpul o să se vindece acele dureri, dragii mei, să știți. Nu așteptați dintr-o dată ca să fie totul bine. Cum am zis, orice rună, orice energie, orice vă dau, vrea timp, dragii mei, să știți, pentru că nu facem abracadabra că imediat să se schimbe totul, dar cu timpul, dragii mei, să știți, va fi totul bine. Eu am încredere în mine și am încredere în lucrul care îl fac. Eu vă doresc o zi bună, vă iubesc și vă zic la revedere. Ne întâlnim următorul video, dragii mei, la revedere!